Bună ziua! Este sâmbătă, deci este Academia Copiilor. Astăzi nu am catalog, dar edițiile viitoare sigur va fi. De ce nu am catalog? Pentru că aștept să fie unul nou. Și dacă vă mai amintiți, am spus că notele de acum încolo nu mai contează, pentru că trebuie să acumuleze alte note. De ce? Păi vă spun imediat. Și de aceea aveți astăzi două invitate speciale. E vorba de domnișoara Ada Cercel și domnișoara Giulia Voina. Ele nu mai sunt în Academia Copiilor, de aceea nu mai au note, pentru că sunt în noul nostru proiect, Academicienii Show-ului. Și de aici încolo trebuie să acumuleze multe puncte. Astăzi începe testarea lor, să vedem cât de talentate sunt pentru acest grup extraordinar. Și să vedem câte puncte acumulează, pentru că este un proiect ambițios. Ei, da. Și pentru că am spus că astăzi avem mulți invitați, este și o emisiune specială, pentru că o emisiune specială are invitați speciali. Academia Copiilor este o emisiune și totodată un super grup. O emisiune în care copiii au de învățat. Și copiii au de învățat cu ajutorul specialiștilor. Astăzi avem doi specialiști. Este vorba de doamna Elena Nicolai, de la Palatul Național al Copiilor, și domnul inspector de specialitate, bineînțeles, domnul Levențiu, care este de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, vă dați seama. Deci mulți invitați, dar să știți că doamna profesor Elena Nicolai nu a venit singură. A venit cu un grup de muzică extraordinar, dar nu vă spun acum prea multe, pentru că trebuie să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba. Ei, și ce credeți? Astăzi avem multe surprize și dacă sunt multe surprize, să știți că trebuie să vă prezint pe cineva. L-am lăsat la sfârșit, pentru că are un rol foarte important în această emisiune. Este vorba, cum să spun, domn sau domnișor? Nu știu, spune-mi tu. Domn. Este vorba de domnul Cosmin Andrian, care mă întrebați ce rol are, nu? Vă spun eu. Astăzi Cosmin va încerca să mă ajute foarte mult la prezentare. El mi-a zis că se va descurca excelent și că la un moment dat îmi va lua locul. Așa e, Cosmin? Vă promit că așa e. Vă dați seama, deja a făcut o promisiune. Grav, am un concurent. Eu mă țin de cuvânt. Vă dați seama ce o să fac? Nu o să mai prezint Academia Copiilor? Da, sigur, prezint altceva. Dacă el va dori să fie în locul meu, de ce nu? Haideți să-l încurajăm și să-l aplaudăm. Domnul Cosmin Andrian! Deși vreau să facem echipă, nu să vă iau în locul. A, vrei să facem echipă? Am înțeles. Păi să facem echipă. Uite, vreau să adresez tu o primă întrebare. Am spus că în această ediție avem invitați speciali, avem și interpreți care se descurcă extraordinar. Doamna Elena Nicolai ne va spune mai multe despre lucrul ăsta. Da. Iar despre cei din Academicienii Show-ului vorbesc eu mai târziu. Pentru că de la ei am pretenții, nici nu știi. Da. Vreau să adresez o primă întrebare. Uite, cui ai dorit tu să adresezi o primă întrebare? Doamnei profesor de muzică Elena Nicolai sau domnului inspector Levențiu? Ia spune. Aș vrea domnului inspector Levențiu. Ei, ia să vedem. Care e prima întrebare pe care vrei tu să-i adresezi domnului inspector? Ce înseamnă un inspector de muzică? Ce înseamnă un inspector de muzică? Ce înseamnă un inspector de muzică? Așa cum știi că ești la școală, elev în clasa a patra. A patra. Tu ai o învățătoare. Da. Din clasa a 5-a până în clasa a 12-a vei avea cât un profesor la fiecare obiect de specialitate. La muzică, la disciplina muzică, există profesori de muzică și toți acești profesori de muzică din școlile și liceele din București instituțional fac parte din Inspectoratul Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, și în acest inspectorat al Municipiului București există câte un profesor, la bază eu sunt profesor,
care răspunde de activitatea acestor colegi de noștri, profesori de muzică, cum e cazul meu, din școlile și liceele din cum București. Cum răspunde? Cum răspunde? Prin activitatea pe care o fac. Primesc din partea noastră la începutul anului și pe parcurs anumite ordine de îndeplinit. Sunt ședințe la care participă ei împreună cu noi. Noi asistăm la orele pe care dânșii le fac în școlile lor și împreună formăm ceea ce se cheamă cadrele didactice din specialitatea educație muzicală sau educație muzicală specializată, cum sunt cei de la școli și licee asta de muzică. Asta înseamnă că învățați să ne învețe mai bine? Da, ăsta este unul dintre scopuri și tu l-ai intuit foarte bine, pentru că ca să poți să fii profesor trebuie să urmezi o facultate, dar după aceea nu este destul. Și voi sunteți primii noștri auditori și cei care ne măsurați împreună cu părinții voștri gradul de cultură, gradul, modul în care noi reușim să vă transmitem cunoștințe și toate aceste lucruri se învață pe lângă facultate, se învață din practică, se învață de la profesorii care au experiență, care au mulți ani la catedră și, de ce să nu spunem, învățăm zilnic de la voi cum să ne purtăm și noi cu voi. Sunteți o generație nouă, noi am învățat acum 20-30 de ani facultatea, atunci se cereau alte lucruri, acum se cer alte lucruri, deși noi trebuie să ne pregătim permanent ca să vă putem da vouă ceea ce voi aveți nevoie și, bineînțeles, societatea cere atât de la noi cât și de la voi pentru viitor. Cosmin, eu zic să-i mulțumim, domnul inspector, pentru răspuns. Da. Și acum eu aș vrea să ascult puțină muzică. Tu nu vrei? Da, da. Ei, mă lași pe mine să decid, nu? Da. Păi știi la cine m-am gândit? La cine? M-am gândit să ne cânte o piesă, domnișoara Giulia Voina. Giulia joacă și în serial. Știu că și tu vrei să joci și promit că dacă te ții de muncă, ai cuvântul meu că vei fi următorul care va avea un rol principal. Giulia, te ascultăm! Păi eu zic ca și cele cinci domnișoare care își doreau să danseze, să vină! Haideți! Vă poftesc la dans! Să lumina pe
văzut o fată mireasa. Mulțumesc! Vreau și eu să spun o întrebare, îmi permiteți? Să-mi pui mie o întrebare? Pentru doamna profesoară. Pentru doamna profesor. Pun o întrebare, hai, te ascult. Dar eu vreau să felicităm pe Giulia și vreau mai întâi să te întreb eu pe tine cum ți s-a părut Giulia. Păi lăsați-mă să o întreb bine, eu pe doamna profesoară cum mi s-a părut. Ah, am înțeles. Doamna profesoară, cum vi s-a părut Giulia? Mi-a plăcut, este o fată talentată și și-a pus în valoare vocea pe care o are. Mi-a plăcut foarte mult. Nu știu însă câți ani are, că... Giulia are 8 ani. Mulți înainte. Credeam că este un pic mai mare, cu atât nu mai mult cu cât este micuță. Nu este, este chiar micuță. Cu cât este, nu pare de 8 ani, pare un pic mai mare și atunci chiar și are o voce foarte este bună. Talentată. Da. Giulia este alături de noi de foarte mult timp și a fost prezentă la toate acțiunile noastre. Și în toate emisiunile noastre, felicitări, Giulia, este o fetiță foarte ambițioasă, inteligentă și ascultătoare. Mai puțin când trebuie să se cațere. Trebuie să dezvolui lucrul ăsta pentru că îmi dă de cap la serial. Întotdeauna dacă o las, trebuie să se cațere pe ceva. Asta după e. Părerea mea, Giulia cânta destul de bine. Vreți să mai aplaudăm o dată? Să mai aplaudăm o dată, să o aplaudăm pe Giulia. Cosmin, da. Tu chiar vrei să prezinți toată emisiunea? Nu mai pot să spun nimic. Am înțeles. Bine. Da. Păi, uite, eu aș mai adresa o întrebare doamnei profesor Elena Nicolae. Care? Ha, vezi că nu știi, te-am prins. Păi știi, aș vrea să întreb pentru că am văzut acolo pe scenă, dar sunt câteva domnișoare și cred că aceste domnișoare au venit cu doamna profesor Elena Nicolae. Nu vrei să întrebăm cine sunt domnișoarele, cu cine a venit? Care e surpriza pe care ne-a pregătit-o astăzi? Întrebați dumneavoastră mai bine. A, să întreb eu. Păi eu cred că am adresat deja întrebarea. Spuneți-ne, despre ce este vorba și noi o să și ascultăm câteva piese în această ediție. Așa că am să vă las mai întâi să povestiți cu cine ați venit aici în emisiune. Cele câteva fete sunt, fac parte din grupul Melorit de la Palatul Național al Copiilor. Nu este grupa de performanță, cea cu care am participat anul acesta la un festival în China și am obținut trofeu. Este grupa cea mijlocie, ca să-i spun așa, care, din care se va forma. Deci încă sunt în lucru copilașii pe care veți vedea. Copiii sunt în lucru, adică... Da, bineînțeles, însă ei sunt un pic mai la început, comparativ cu cei cu care merg deja la festivaluri și în turnee, pentru că am avut activitatea vara aceasta. Ei sunt un pic... au o activitate deja de 2 sau un an, 2, 3 ani, da. Însă nu sunt cei mai buni din grupul Melorit. Sunt în pregătire, asta e de spus. Sunt în pregătire, da. Eu aș vrea să și ascultăm o melodie cu grupul Melorit și aș vrea să ne spuneți despre ce este vorba, despre ce piesă. Prima melodie se numește Toamna se numără bobocii, adică copiii care merg la școală. Am înțeles. Păi eu zic să-i urmărim cu multă atenție. Ce zici, Cosmin, nu? Da. Da. Copii cu glas de argint. Am adus pe pământ numai soare și când fața lumii împodobim. Suntem muguri ce dau floare, milioane de bobocei.
știe ca noi cât fac doi și cu doi să adune va învăța. Și al cărții cuvânt o făclie arzând viața noastră va lumina. Oameni mici, oameni mari de mâine, bucurie vom dărui. Sunt la început, chiar dacă ei muncesc normal, dar mie mi-au plăcut, s-au descurcat bine. Da, încă o dată aplauze pentru grupul Melodic. Cosmin, da. Mi-ai spus la început că ai multe întrebări pentru domnul inspector. Da. Crezi că eu mai am timp să mai pun vreo întrebare? Depinde. Depinde. Bine, uite, îți las ție deocamdată această onoare să-l mai întreb pe domnul inspector câte ceva și mai aștept. Cum se numește trupa pe care o dirijați? Sunt profesor de muzică, de teoria muzicii și cor la Liceul de Muzică George Enescu și în cadrul acestui liceu conduc formația corală a claselor 9-12, se numește Canticorum, formație cu care m-am prezentat și sper să mai apuc să fac lucrul ăsta. M-am prezentat la concursurile din cadrul Olimpiadei Naționale Corale și la spectacole, la diferite evenimente culturale la nivelul municipiului București. Mulțumit de răspuns? Da. Mai ai întrebări? Mai aveai multe. Hai, mai ascult o întrebare. Ați dirijat vreodată o piesă care să aibă în ea 30 doime? Ca valoare. Da. 30 doime, așa cum ai completat, este o valoare de notă. Este foarte scurtă și nu se poate, niciun compozitor nu scrie o piesă în asemenea valori muzicale, pentru că nu s-ar putea înțelege ceea ce cântă respectivul solist sau grup sau cor. Deci, curiozitatea ta, sper că ți-am îndeplinit-o, dar nu e răspunsul la ceea ce m-ai întrebat. Cosmin, mai ai întrebări? Nu mai ai? Nici pentru doamna Elena Nicolai? Ba da. Ia spune. Cum pregătiți copiii? Cum îi pregătesc? Repetițiile sunt destul de lungi. Facem pentru început vocalize, după care lucrăm piesele, fie pe vocea, pe grupe, grupa de voce întâi sau vocea a doua. Avem câteodată și pe trei voci, după aia reunesc toate cele trei voci și mai avem și dans. Deci presupune destul de multă muncă și repetițiile... E cam complicat. Este destul de complicat. Cosmin, pot să te întreb și eu ceva acum pe tine? Da. Păi uite, vreau să știu. Continuăm cu interviu sau ai vrea să asculți o melodie? Să ascultăm o piesă. Să asculți o piesă.
Și vrei să decid eu cine să cânte, nu? Da. Bine, am să decid. Să vedem dacă ești de acord. Uite, eu vreau să cânte domnișoara Ada Cercel, o domnișoară talentată care face parte din academicienii show-ului și sper că și astăzi va face show ca de obicei. You tuck me into the light, keep me safe and sound at night. Little girls depend on things like that. Brush my teeth and comb my hair, had to drag me everywhere. You were always there when I looked back. You had to do it all alone, make a living, make a home. Must have been as hard as it could be. A night, scared things wouldn't turn out right. You would hold my hand and sing to me. Caterpillar in the tree, I wonder who you'll be. Can't go far, but you can always dream. Wish you may. Don't you worry, hold on tight. I promise you there will come a day. Butterfly, fly away. Butterfly, fly away. Get your wing now, you can stay. Take those dreams and make them all come true. Felicitări, Ada! Felicitări fetițelor de la grupul Melorit și felicitări domnișoara Ilinca Nicoară. Pe Ilinca să știți că o cunosc mai de mult. A fost la concursul artistic Mini Miss și Mini Mister România 2011 și s-a descurcat foarte bine. A obținut și premiul 3. Așa că eu zic că în Melorit, chiar dacă a spus doamna profesoară că sunt mai micuți și că se pregătesc, mai au de lucru, eu zic că sunt copii talentați, așa că merită aplauz. Ei, ai tu întrebări sau pot să pun eu de data asta întrebări? Am și eu o întrebare și adresată dumneavoastră. A, trebuie să mă întreb pe mine, bine, te ascult. În emisiunea aceasta voi cânta și eu. A, vrei să cânti și tu? Da. Păi stai puțin, că eu nu mai înțeleg. Te-am ales ca să prezinți cu mine sau să cânti? Pentru ambele. Pentru așa zici tu? Da. Dar de unde știi? Ce mi-ai ghicit gândurile? Da. Da? Ești un fel de neghiniță? Nu, sunt un fel de magician. Magician. Știi că am vrut să invit un magician la emisiune, dar poate altă dată, poate cu ajutorul tău, sau poate te transform tu într-un magician și faci aici magii, nu știu, vedem. Da, vrei să-ți răspund la întrebare, stai să mă gândesc, vei cânta, nu vei cânta, vei cânta? Da, vei cânta. Da.
Ești mulțumit? Da. Acum? Pot să adresez eu întrebări? Da. Da? Mă lași în sfârșit? Bine. Uite, eu vreau să-l întreb pe domnul inspector de specialitate. Și cred că și tu ești curios să afli răspunsul. Știi ce mă interesează pe mine? Care este drumul unui copil? Uite, m-ar interesa să dăm câteva sfaturi. Să spunem că într-o familie există un copil sau un băiețel, o fetiță de 2-3 anișori care poate are talent. Ce ar trebui să știe părinții? Cum ar trebui să o descopere? Că prima dată părintele este cel care îl descoperă pe copil. Deci, la ce ar trebui să fie atent? Din familie, sau mai bine zis, în familie, copiii ar trebui învățați de mici să asculte muzica. Să asculte muzica, e important. Chiar și când mănâncă, când se joacă, e bine să asculte muzică, părinții să le pună, evident, o muzică ușoară, muzică accesibilă pentru vârsta lor. De acolo, ăla este începutul. Părinții observă dacă copilul intenționează să imite ceea ce aude sonor sau dacă se uită la televizor și încearcă să imite un dans, o mișcare din el, o figură. Pe zi ce trece, părintele observă dacă copilul este atras de această formă de manifestare, de cântec sau de dans. În învățământul nostru actual există diferite forme care sunt organizate, începând de la cluburile elevilor, care cluburi și palate ale copiilor, care primesc copii de la vârsta de 5-6 ani. Să spunem așa, deci primul pas este ca părinții să-l descopere. În momentul în care au văzut că încearcă acel copil să imite un interpret sau altul, să danseze, ar trebui dus la o grădiniță sau un palat, cum avem palatul copiilor, spre exemplu. Cluburi sau cluburi la nivelul sectoarelor. Așa, sau cluburi, da. Și palat la nivelul, dacă ne vrem, la municipiul București. Exact. Să discute cu un profesor. Să discute cu un profesor de specialitate, de muzică sau de coreografie. Da. Și să îl îndrume, să-l înscrie la cercul respectiv. Unde îi recomandă profesorul. Unde îi recomandă profesorul. Urmând ca apoi, dacă părinții sunt interesați și copilul dorește neapărat să facă muzică, să zicem cu ghilimele de rigoare, la modul serios, se poate înscrie la o școală de muzică sau la un liceu de muzică. Actualmente cele două colegii din București, Colegiul din Național de Arte din Ulipati și Colegiul Național de Muzică George Enescu. Unde... Dar trebuie să spunem că astfel de licee sunt și în țară. Sunt și în țară, evident, sub denumirea de licee de sau colegii de artă. Da. Pentru că acolo se face și muzică, și balet, și deci coreografie, și teatru sau artă plastică. Am înțeles. Cam acesta ar fi drumul. Cam evident, la școlile de specialitate de care aminteam, acolo pot face un instrument pe lângă cariera vocală care o pot începe din clasa noua. Am înțeles. Mai ai întrebări? Eu nu. Nu mai ai? Nu. Nicio întrebare? Niciuna. Nu pot să cred. Cum nu mai ai întrebări? Bine, s-ar putea să mai am una. Bine, ca când se mai cântă melodii? În această ediție? Da. Da? Ți-e dor de o melodie? Da. Și ai vrea să cânte grupul Melorit? Da. Da? Păi atunci, dacă tu vrei să cânte copiii de la grupul Melorit, trebuie să aflăm cine cântă, ce cântă, pentru că doamna profesor ne-a spus că sunt copii din grupul Melorit, dar sunt și soliști și trebuie să aflăm acum ce vrea doamna profesor să ne propună. Ești de acord? Da. Mă gândeam să interpreteze Miruna Iliescu și Ubidua. Este micuță, are încă 5 ani și câteva luni, dar
Eu zic să-i acordăm o șansă. Deci ascultăm, de fapt, ai auzit, Cosmin? Da. Ascultăm, nu mai ascultăm grupul Melorit, ascultăm o solistă a grupului Melorit. Da. O fetiță de numai 5 ani și 6 luni, e cam micuță. Vrei să apucat de muzică? Totuși este din grup. Normal. Tu la ce vârstă te-ai apucat de muzică? De la 5 ani. De la 5 ani. Deci, na, e la început, dar eu cred că trebuie să încurajăm și sunt convinsă că peste 2 ani vai, va lua toate premiile. Nu? Da. Să aplaudăm pe domnișoara Miruna! Este simplu, nu e așa? Și de cum n-am ascultat, l-am și fredonat. Multe cântece știu, dar pe acesta eu îl plac. La refren e șubidua, nu mai e încă ceva. Dacă ai ureche muzicală, nu contează unde stai în sală. Nu contează dacă ai greșit, cântă și fii fericit. Dacă ai ureche muzicală, nu contează unde stai în sală. Nu contează dacă ai greșit, cântă și fii fericit. E un cântec ușor, ce nu-l pot uita. Pentru voi, dragi prieteni, azi îl voi cânta. La refren e șubidua și mai e încă ceva. Șubidua e foarte ușor, șubidua e încântător, șubidua, e molipsitor. Hai, cântați și voi în cor. Șubidua e foarte ușor, șubidua, e încântător, șubidua, e molipsitor. Hai, cântați și voi în cor. E un cântec ușor, ce nu-l pot uita. Pentru voi, dragi prieteni, azi îl voi cânta. Are refren e șubidua, și se simplu nu e așa. Și de cum l-am ascultat, l-am și fredonat. Multe cântece știu, dar pe acesta e uitat. La refren e șubidua, trebuie încă ceva. Dacă ai ureche muzicală, nu contează unde stai în sală. Nu contează dacă ai greșit, cântă și fii fericit. Dacă ai ureche muzicală, nu contează unde stai în sală. Nu contează dacă ai greșit, cântă și fii fericit. E un cântec ușor, ce nu-l pot uita. Pentru voi, dragi prieteni, azi îl voi cânta. La refren e șubidua și mai e încă ceva. Șubidua e foarte ușor, șubidua e încântător, șubidua e molipsitor. Hai, cântați și voi în cor. Șubidua e foarte ușor, șubidua e încântător, șubidua e molipsitor. Hai, cântați și voi în cor. Ți-a plăcut? Da. Da? Da. Vrei să faci un duet cu Miruna? Cred că este prea mică. Este prea mică. Bine, atunci vrei să faci un duet cu Giulia? Ar merge. Ar merge. Am să mă gândesc. Nu se știe. Da. Cu ce vrei să continuăm? Alt cântec sau ei, interviu? Cântec după cântec, așa? Nu e prea mult. Hai să mai punem întrebări. Nu vrei să mai afli nimic? Nu, va, da, aș mai vrea. Ia, să te ascult. Aș mai vrea să aflu de la doamna profesoară. Da, ce? Dacă dumneai ei preferă copii sau cum vă alegeți concursurile? E un pic dificil pentru că, din păcate,
cred că internetul e cea mai ușoară variantă de a alege un concurs. Însă și prin intermediul ministerului se mai trimit niște invitații la diferite concursuri sau festivaluri. Acum trebuie să alegem între ele ca să știm exact unde să ne ducem. Și având în vedere că pentru China este o destinație... Pentru dumneavoastră, ce înseamnă un concurs bun? Păi să ne încadrăm noi sau să ni se adreseze nouă, având în vedere că noi suntem un grup vocal care... Nu suntem chiar cor, deși avem, am abordat și muzică corală clasică, adică avem în repertoriu Chindia lui Pașcanu sau Ana lui Cojana sau Brâu amestecat, deci avem și piese corale, corale, dar noi le adăugăm orchestrație și cântăm pe negative. Și atunci este mai greu de încadrat grupul Meloritm într-un concurs sau festival, pentru că în general li se adresează corurilor sau soliștilor, grupurilor mai puțin, din păcate. Dar un concurs special pentru grupuri există? Cu siguranță există. Noi am fost, de exemplu, în 2003 la San Remo, la concursul Festivalul Școlilor de Muzică. În România. În România, al grupurilor vocale care au și orchestrație, mai greu. Există Mamaia Copiilor, există Cerbul Copiilor, dar... Să facem noi aici la DVRM un concurs? Ar fi interesant și mi-ar face plăcere să venim. Special pentru grupuri. Ar fi foarte frumos și m-aș bucura să putem participa la el. Și prezinți tu? Da. Da? Da. Ai curaj? Dacă mi-ar acordați șansa, da. Am să mă gândesc eu ce șansă îți voi acorda. Nu știu, să văd. Depinde cum te comporți. Mai gândesc. Deocamdată ești pe drumul cel bun. Da. Vreau să mai pun niște întrebări. Da. Știți, mai mult pentru fetițe, tu nu cred că ești așa interesat. Dar pentru că am și aici câteva domnișoare care mă cert de fiecare dată. Și vreau să-l întreb pe domnul inspector Leventiu. Domnule inspector, dumneavoastră, odată ca inspector de specialitate, dar v-aș întreba și ca... Cum să vă zic? Ca om care aveți o familie, aveți copii. Și vreau să știu, ați încuraja copiii să se fardeze, să se, vai, se machieze, că știți, mai, de multe ori e și machiaj. Una este a te farda, da, cu puțină pudră și atât, și alta e să îți faci machiaj destul de strident de multe ori, de la vârste mici. Pentru că, nu știu, așa au văzut sau pentru că li se pare lor că este mai interesant, ați încuraja astfel de lucruri? Categoric nu, n-am făcut-o nici cu proprii copii și nu fac nici cu nepoții pe care i-am și nu recomand acest lucru nici părinților, ei fiind primii care pot greși în această educație pe care le-o dau. Toate sunt legate de vârstă, nu cred că e firesc și normal ca atunci când te duci la școală să fii îmbrăcat sau să fii machiat, ca și cum te duce la cumpărături, să zicem pentru o persoană adultă, sau, eu știu, cu o îmbrăcăminte absolut indecentă și se mai întâmplă în școlile noastre să găsim elevi care confundă statutul de elev în acele ore în care vine la școală cu acela de... petrecerea timpului liber undeva în București, pe o stradă sau în curte sau în fața blocului. Evident că nu e normal asemenea situații, dar din nefericire ne întâlnim cu ele și de cele mai multe ori părinții sunt vinovați neînțelegând că și acest capitol face parte din educația pe care ar trebui să o primească din familie și să fie aproape de școală, să accepte condițiile școlii, pentru că numai așa împreună putem să facem o educație solidă copiilor. Dar știți, eu cred că și părinții și copiii, cred că dacă se machiază sunt mai interesanți sau dacă se machiază și merg la un concurs, poate vor fi mai apreciați. E adevărat? Nu e. Evident că nu e adevărat și...
deja subiectul în discuție îmi creează o repulsie, numai dacă ar trebui să dau un răspuns favorabil întrebării pe care mi-a spus-o. Eu sunt convinsă că sunt și depunctați pentru lucrul ăsta, nu? Da, da, categoric. Ca și repertoriul pe care îl interpretează, trebuie spus că nu este normal ca un copil de 5 ani, de 7 ani, de, hai să zicem de 10 ani, să aibă în repertoriu un cântec care are un text care nu se adresează nivelul lui nici de înțelegere și nici de vârstă. Exact. Sunt destule piese care scrise de compozitori și români și străini, care pentru fiecare nivel de vârstă există piese nu ușoare și piese grele, până ajunge să cânte piese consacrate și care pe care le-ar dori oricine să le cânte. Până acolo e un drum lung și există destule piese în repertoriu să le poată cânta. Nu ți-e dor să mai asculți o melodie? Mai târziu mă gândesc să mai discutăm. Tot Giulia? Giulia, vrei să cântai? Da, aș vrea. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será? Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será? What will be. When I was young, I fell in love. I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será? Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será? What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será? Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será? What will be, que será, será. Mulțumesc! Eu am multe întrebări de pus și cred că și Cosmin are întrebări de pus, dar nu-l las acum, că nu o să mai ajung să pun nicio întrebare și nici să mai prezint această emisiune. Vreau să-l mai întreb pe domnul inspector și la această întrebare aș vrea să-mi răspundă și doamna profesor Nicolai. Aș vrea să întreb cum este cu alegerea repertoriului. Cine alege repertoriul? Pentru că și noi aici, la Academia Copiilor, ne confruntăm cu foarte multe probleme cu alegerea repertoriului și le spunem de fiecare dată, piesa asta totuși nu vi se potrivește, hai să vedem, poate renunțăm și găsim altceva. Cum este cu alegerea asta a repertoriului? Își aleg copiii? Știți că de multe ori am auzit că mami mi-a ales piesa asta pentru că i-a plăcut. Sau trebuie să aleg această melodie pentru că la nu știu ce concurs trebuie să cânte piesă de linie. Și mie, cel puțin mie personal, mi se pare foarte dificil ca la vârsta de 7 ani, dau un exemplu, sau la 6 ani, să cânti o piesă de linie. Deci mi se pare că strici copilul care este în formare. Deci în momentul în care ai dat să interpreteze o piesă de linie și să încerce săracul să meargă cu vocea și să ajungă la note foarte înalte, când el deja are vocea în formare, eu cred că, nu știu, este un dezastru total. Mă înșel? Nu vă înșelați, așa este. În primul rând, profesorul, îndrumătorul,
cunoaște cel mai bine posibilitățile tehnice ale solistului, ale grupului, ale corului pe care îl conduce. Și funcție de ambitul subpiesei, de posibilitățile tehnice ale grupului sau solistului și de tematica, să spunem, concursului la care participă, asta în situația în care e un concurs pe o anumită linie, evident, aceștia sunt parametri care se înscriu în posibilitatea îndrumătorului de a-și alege piesa. Dar, așa cum se întâmplă, educația o facem și noi la școală, educația o fac și părinții acasă. De multe ori, părinții consideră că sunt mai îndreptățiți să stabilească ceea ce ar fi bine pentru copilul lui. Într-adevăr, adevărul este undeva la mijloc, dar oricum mai mult spre profesor sau îndrumătorul copilului, a grupului, decât părintele care vrând nevrând este mult mai subiectiv. E subiectiv prin natura umană, prin aceea că e părinte și consideră că ceea ce crede că vede la alt copil îi se potrivește și copilului lui. Doamna Nicolae, am o întrebare. Vreau să vă pun o întrebare acum. Vreau să vă întreb așa. Nouă ni s-a întâmplat. Am avut și în Academia Copiilor copii care au venit cu piese foarte grele. Și le-am zis, piesa aceasta este foarte grea pentru tine. Bun. Normal, părinții nu ne-au luat în seamă că așa se întâmplă la noi. Și au spus, nu, copilul meu o poate duce. S-a dus și, într-adevăr, a convins un profesor cu care a lucrat acea piesă. Întrebarea este, dacă vine un astfel de părinte la dumneavoastră și spune, eu sunt convins că va putea duce această piesă, lucrați? Vă lăsați intimidată, impresionată? Există riscuri. În principiu nu mă las intimidată, dar dacă refuz părintelui piesa respectivă sau ceea ce își dorește pentru copilul lui, există riscul ca copilul să plece, părintele să-și ia copilul și să spună, dacă nu ești de acord, eu oricum fac ce vreau, și ia copilul și pleacă. Bun, și acum vin cu următorul lucru și vă spun, acel copil, numai puțin, acel copil a făcut nodul vocal după aceea, după ce a cântat această piesă în diferite concursuri. Și acum profesorul a zis, dumneavoastră ați insistat, deci ce facem? Evident că e și vina profesorului, chiar dacă trebuie să-și asume riscul până la urmă. Dacă părintele nu înțelege că nu este de specialitate și că până la urmă profesorul decide ceea ce poate copilul. Și nu este normal ca să abordeze un repertoriu mult prea dificil pentru vârsta pe care o are. Adică trebuie să se ia în calcul vârsta și posibilitățile fiecăruia. Și ne lovim frecvent cu asemenea probleme. Spune, vrei să spui ceva? Mi-ați luat-o înainte. Adică, ce vrei să spui? Exact ce a spus dumneavoastră. Mă scuzi, dacă știam, te-aș fi lăsat pe tine. N-am știut că asta vrei să întrebi. Da, bun. Tu ce ai face? Că am eu o întrebare pentru tine. Dacă mami spune că trebuie să cânti o piesă, că ține dânsa foarte mult la ea și tu simți că nu poți să o duci, pentru că și tu poți să simți. Da? E clar că tu poți să simți dacă poți duce acea piesă sau nu. Tu ai cânta-o, că a zis mami? Nu. Nu? Ei spune, mami, eu nu pot să duc această piesă? Nu, ea spune că eu nu vreau și nici nu pot. Și ce ai sfătui pe ceilalți copii? Cărora să zicem că li se impune astfel de piese. Ia, spune tu. Dă-le un sfat, te rog. Depinde cine impune. Păi nu știu, uite, mama, impune mama, să zicem, sau impune tata. Atunci să spună cu cuvinte frumoase că nu se poate, nu poate să o ducă. Bine. De exemplu, să mai și cânte, să vadă că are răgușeală pe voce sau altele. Stai că te pun în încurcătură. Și dacă, să spunem că impune un compozitor. Da? Pentru că
acel compozitor are acea melodie într-un festival și vrea să fie cântată și este o piesă cu întindere vocală destul de mare, pe care poate copilul simte că nu poate să-l ducă, dar ca zi și mama și domnul compozitor, tot ce ai face? Aici aș lăsa pe mâna profesorului. Am înțeles, ai fost șmecher la răspunsul ăsta, mult prea șmecher. Bine, tot vreau să te mai întreb ceva, cine vrei să cântă? Eu. Tu? Da. Vrei să cânti tu în acest moment? Dar de ce vrei tu să cânti? Dar nu pot. Ba da, poți, dar nu vreau să cânti acum. Pentru că vreau să mai cânte o piesă, grupul Melorin. Tu nu vrei? Bine. Bine? Hai să o lăsăm pe doamna profesor să ne spună despre ce piesă este vorba, da? Mă gândeam să cânte copiii o porție de râs. Să ne amuzăm un pic. Atențiune, atențiune, nu avem multe o tuzină. Noi s-o vechi de la pasvante, cine știe aici să vină? Însă doar cu poante. Dacă era o adică, orice băiața fată să poftească și să zică ura, gogonată! O porție de râs să nu vă mire, aici aveți găsit o deosebire. Să spune mult din vremea lui Socrate, că râsul pentru om înseamnă sănătate. Poți să râzi, e sănătate. Ha, 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 ha. Alungi orice necaz cu o porție de haz. Dintr-un număr ca să scoată rădăcina lui pătrată, dar de o oră se căznește. Să-i aduc un clește? Cu o scară lângă o cușcă găgăuță, ca să vadă când coboară omul din maimuță. O porție de râs să nu vă mire, aici aveți găsit o deosebire. Să spune mult din vremea lui Socrate, că râsul pentru om înseamnă sănătate. Poți să râzi, e sănătate. Ha, 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 ha. Alungi orice necaz cu o porție de haz. Eu de la distanță mare văd pe o frunză cum se șterge o furnică pe picioare. Eu aud cum merge. Când e bai pe căi ferate, ultimul babon se spune e cel mai expus din toate. Păi de ce-l mai pune? O porție de râs să nu vă mire, aici aveți găsit cu o deosebire. Să spune mult din vremea lui Socrate, că râsul pentru om înseamnă sănătate. Poți să râzi, e sănătate. Ha, 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 ha. Alungi orice necaz cu o porție de ha, 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 ha. Ei, ce zici, Cosmin, ți-a plăcut? Da. Te-ai amuzat? Da. Da? Da. Compozitorul, aș vrea să precizez, compozitorul acestei piese este regretatul Laurențiu Profeta, un foarte drag compozitor nou, celor de la Melorit. Mulțumim frumos! Mai ai ceva întrebări, că ai vrut să pui întrebări și nu te-am lăsat eu și da. Să te ascult. Când o să mai cânt? Când o să cânti? Da. Dar o să mă nebunești în ediția asta! Vrei neapărat să cânti? Am înțeles. Nu știu când o să cânti. Am să mă gândesc mai spre final. Păi am făcut o obsesie. Aolă. Bine, înseamnă că tu vrei să cânti și să nu mai prezinți. Eu să mă gândesc la un copilaj din grupul Melorin să prezintă. Și. Și. Alte întrebări? Nu. Nu mai ai? Nu. Nici pentru doamna profesor, nici pentru domnul inspector? Nu. Nu vine să cred. Bine, am să pun eu întrebări. Domnule inspector, spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, copiii sunt promovați în România? Televiziunile, media, îi promovează? Da, sunt, da? Sunt promovați. Acum, așa cum se întâmplă,
nu poți să intuiești o valoare absolută, să mergi cu siguranță că un copil va avea un traseu ascendent pe tot parcursul evoluției sale. Ați atins un subiect la care chiar mă gândeam și chiar vreau să vă adresez o întrebare. Spuneți-mi, se întâmplă și am văzut de multe ori copii care până la vârsta de 17-18 ani au o voce foarte bună. După vârsta de 18 ani se pierd. De ce? Da. Se întâmplă? Sunt și motive fiziologice. Odată cu schimbarea vocii s-ar putea să se schimbe și în rău, nu numai în bine. Atunci e o perioadă când copiii ar trebui lăsați să nu mai facă un efort fizic, își pierd vocea. În perioada aceea se reformează vocea și asta ar fi o cauză. După aceea, preocupările lor, care, deci să nu spunem de mici, unii dintre ei fac activități culturale sau sportive sau de dans la îndemnul părinților. Ulterior, când încep să aibă personalitate, destulă cât să se impună și să facă ceea ce simt și doresc cu adevărat, se întâmplă să mai facă sau nu. Sigur că cel care e dotat și pe lângă calitățile native dublează cu o pregătire serioasă și de durată, categoric drumul e deschis spre performanță. Cosmin, sunt ai de ce? Când domnul inspector vorbea, erai foarte atent și la un moment dat ai zâmbit. De ce? Vrei să pui o întrebare sau ce? Da. Spune. Pentru dățile trecute când am vorbit, ați zis că părintele obligă copilul să cânte o piesă. Așa. Iar copilul nu vrea. Hai să o luăm ca la matematică, să o răsturnăm. Dacă copilul vrea să cânte o piesă și părintele nu-l lasă. Păi nu știu, tu ce-i face? Te-ai supărat? Eu aș repeta-o când părintele nu-i acasă. Dumneavoastră ce spuneți? Te referi la doamna profesor, da? Să răspunde la doamna profesoară, că e mai în Hai misură. Să vedem ce spune. Eu cred că ar trebui să iei în calcul ce zice profesorul cu care te pregătești. Dacă el este de acord să repezi piesa și părintele nu prea e de acord, ar fi bine să repezi așa cum ai spus, fără să audă părintele. Dar dacă nici profesorul cu care te pregătești nu e de acord să lucrezi piesa respectivă, înseamnă că trebuie să te lași pe gubaș, pentru că deja doi adulți îți spun să stai deoparte. Ei, Cosmin, tot m-ai întrebat. Acea piesă o să o cânt în baie. Deci cu siguranță, dar nu pe o scenă. Bine, trebuie să te fac cumva să taci. Sigur, trebuie să te fac să taci. Și m-am gândit cum să te fac să taci. Uite, îți propun ca tu să fii cel care ne cântă acum, ca să nu mai vorbești atât de mult. Te ascultăm cu toții. Știu ce o să cânt. Păi nu știu ce o să cânti. Ce, mă întreb pe mine? Tu știi ce o să cânti. Tu ca dată văd că ai răspunsul la toate. Aș vrea găsește-mi loc în inima ta. Ei, vezi că știi? Te ascultăm. Visând la ea.
mor de parcă nu ar mai exista nimeni pe lume în afară de ea. Șoroc, așa, găsește-mi loc în inima ta. Ți-am spus a nu știu câta oară, găsește-mi loc în inima ta. Dă-mi o șansă măcar. Felicitări. Mulțumesc. Ei, și acum să-ți dau răspunsul. O șansă ți-am dat. Da. Un loc aici ai căpătat. Da. Aș vrea să pun o întrebare. Doamna profesor, credeți că Cosmin s-a descurcat bine în rolul de prezentator pe care l-a avut astăzi, ținând cont că este prima emisiune în care este invitat să facă lucrul ăsta? Cred că s-a descurcat prea bine. A încercat să monopolizeze el prezentarea, așa că da, s-a descurcat foarte bine. Mă scuzați. Eu l-am rugat să fie cât mai spontan și să intervină pentru că vroiam să-l testez dacă se va descurca. Așa că eu nu m-am supărat pe el. Este momentul, Cosmin. Da. Este momentul să cântăm. Să cântăm. Să ascultăm o melodie cu domnișoara Ada Cercel, membră în Academicienii Show-ului. Iar acum vreau să invit și din grupul Meloritm să danseze. Dumneavoastră, stimați spectatori, vă spun la revedere. Mulțumesc invitațiilor speciali de astăzi, domnul inspector de specialitate Levențiu și doamna profesor Nicolai. Le mulțumesc pentru sfaturile pe care vi le-au dat și sper să țineți cont de ele pentru că aveți de ce. La revedere, ne întâlnim săptămâna viitoare. Seems like everyone's got the price. I wonder how they sleep at night. When the day has gone fast, when the truth goes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got the shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah. All about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the no bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time when music made us all unite. And it wasn't low blows and the video house and my
I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness. Can you all slow down and enjoy it right now? Guarantee you'll be feeling all right. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we fell with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Cha-ching, cha-ching, ain't about the snow. Bubbling, bubbling, wanna make the world dance. Forget about the price tag. La 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 la. Price tag. La 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 la. Yeah. Money, money, money. Money, money, money. World dance. Price tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money, more money, more money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. Cha-ching, cha-ching, ain't about the no. Bubbling, bubbling, want to make the world dance. Forget about the price tag. Money, money, money. Money, money, money.